Bine v-am regăsit, sunt Andreea Dincă, sunt astrolog, iar prin acest clip vă prezint atmosfera astrală pentru săptămâna 18-24 decembrie, săptămâna dinaintea Crăciunului. O săptămână aglomerată, sunt convinsă că fiecare dintre voi sunteți pe fugă. Tocmai de aceea mi-am propus ca astăzi să vă realizez un horoscop săptămânal un pic mai scurt, pentru că sunt aproape sigură că sunteți pe fugă să cumpărați cadouri, să pregătiți masa de Crăciun, să vă frumusețați, să cumpărați tot felul de lucruri. Asta se întâmplă înainte de Crăciun, o sărbătoare atât de frumoasă, o sărbătoare magică, o sărbătoare care ne amintește să fim mai buni și care aduce așa o veste frumoasă și anume nașterea Mântuitorului. În această săptămână, Mercur va avea un trigon cu Jupiter. Acest trigon poate să aducă vești bune, da? Mercur, chiar dacă este retrograd, va avea acest trigon, acest aspect favorabil cu Jupiter, marele benefic, și poate să aducă noroc, vești bune, mai mult optimism, pozitivitate, generozitate. Veți avea așa gândurile orientate către viitor. Veți avea gândurile un pic mai optimiste. Veți socializa, poate chiar să planificați tot felul de petreceri, întâlniri, călătorii pe distanțe mai lungi, călătorii în străinătate. Poate vreo ofertă pe la avioane, pe la biletele de avion în această săptămână. Puteți să stați cu ochii pe newslettere la biletele de avion. De multe ori sunt promoții, iar această energie benefică, acest trigon între Mercur și Jupiter ar putea să aducă vreo, înainte de Crăciun, să aducă vreo ofertă pentru a vă putea planifica o călătorie. Tot în această săptămână avem și experiențe interesante, profunde, mai ales pe relațiile intime, care vă ajută să vă deblocați, care vă ajută să eliminați poate anumite obiceiuri, poate anumite stări. Practic aveți niște conștientizări care vă ajută să aveți un echilibru, să vă bucurați de familie, să vă bucurați de prieteni, să vă bucurați de acel sentiment de siguranță și acel sentiment de apartenență. Adică vă veți simți aproape de cei dragi, e pe genul bine sau mai puțin bine, am familia lângă mine. Cred că am făcut și o rimă. În această săptămână sunt favorizate și momentele de romantism, de socializare, atracția fizică, sexualitatea. Poate că vă veți simți mai bine, poate vă veți distra un pic mai bine, poate vă veți oferi ce aveți mai frumos din suflet. Veți oferi dragoste și veți primi la fel, bineînțeles. Dacă sunt anumite tendințe din astea perfecționiste, de a fi perfecționiști, aș recomanda să lăsați deoparte. Nimeni nu vrea să fie criticat în ajunul Crăciunului, nimeni nu vrea să fie judecat sau să se pună foarte multă presiune că masa de Crăciun trebuie să fie în anume fel, culorile într-un anume fel. Important nu e cum iese bradul, dacă culoarea aleasă pentru a împodobi e cea a anului sau nu știu ce în trend, ci e mai important cu cine împodobești bradul sau alte alegeri pe care tu le faci. Deci nu puneți pres pe anumite lucruri care nu și-au sensul. Pot fi și evenimente neașteptate, schimbări neașteptate, care să vă fie teamă să nu aducă haosul în viața voastră, dar totul se întâmplă fix cum este spre binele vostru să se întâmple. Nimic nu se întâmplă nici pe plus, nici pe minus. Totul se întâmplă spre binele vostru. Universul este perfect. Universul așează lucrurile într-un mod perfect. Concentrați-vă, organizați-vă, priviți-vă planurile cu zâmbetul pe buze, iar dacă acestea se mai schimbă, înseamnă că e spre binele vostru să se schimbe. Nu vă pierdeți cumpătul la cumpărături, să nu aveți reacții, să nu vă limitați. Bine, să limitați cheltuielile inutile, dar să nu vă limitați în a fi creativi. Și este foarte important să verificați de mai multe ori, pentru că nu uităm că Mercur este retrograd. Chiar dacă Mercur are aspecte bune cu Jupiter, totuși este retrograd. Avem și solstițiu de iarnă.
Soarele intră în Capricorn, avem solstițiu de iarnă în această săptămână, la finalul săptămânii. Soarele va fi chiar într-o conjuncție cu Mercur. Poate că vă veți gândi mai mult la anumite lucruri, poate că vă veți gândi destul de mult. Da, gânduri, cam multe gânduri. Le mai lăsăm și să mai treacă, veți avea și conversații interesante, pătrunzătoare. Veți descoperi poate anumite secrete, poate anumite comploturi, poate cineva complotează să facă o mare surpriză, un mare cadou. Aflați despre anumite secrete, poate cineva va fi cerut în căsătorie, poate cineva este gravidă, însărcinată și vrea să facă o surpriză. Veți avea o intuiție puternică și totodată gândurile astea o să aducă ele ceva. Le mai oprim când putem să le mai oprim, dar ele vin. Ele, dacă am dat drumul la robinet, or să vină. Aș spune cumva că este indicat să nu vă numărați neapărat acum bobocii, să numără toamna. Da, de foarte multe ori înainte de sărbători vă numărați ce am făcut anul ăsta, ce n-am făcut. Aș recomanda săptămâna asta să lăsați așa lucrurile, să nu vă întristați, că poate v-ați pus mai multe pe obiectivele voastre și nu le-ați bifat. Ați bifat ce trebuia bifat. Este un moment bun pentru a trăi și a vă bucura, nu pentru a calcula ce ați făcut, ce n-ați făcut sau ce vrei să faci la anul. Trăiește momentul și ce vrei să faci la anul, poate discutăm săptămâna viitoare, înainte de anul nou. Acum bucură-te de sărbătoare, bucură-te de Crăciun, bucură-te de magia asta care se petrece pe pământ. Indiferent că ești singur, indiferent că ești cu cineva, și dacă ești singur, nu ești singur, ai tot universul pentru tine, tu ești un microcosmos, nu ești niciodată singur. Dacă ești singur, înseamnă că ai ceva de înțeles de acolo și nu trebuie să te întristezi, e foarte bine și așa. Dacă ești cu cei dragi, cu familia sau cu alte persoane care te înțelegi bine sau poate nu te înțelegi, la fel, ai ceva de învățat acolo unde ești. Astfel că este important să fiți fericiți, mulțumiți, liniștiți, indiferent unde sunteți. Unii veți spune, poate fi bombardați de tot felul de întrebări sau să vi se apese pe răni, mai bine eram singur de Crăciun. Gândește-te că altcineva e singur de Crăciun, care poate n-are familie, n-are nimic și ar fi vrut să fie tachinat de rude, de părinți, când se mărită, când face un copil, când își face un credit, ar fi vrut să se întâmple asta. Dar dacă tu ești într-o astfel de situație, mulțumește că are cine să te tachineze. Dar iar dacă ești singur, mulțumește că ești singur, că sunt alții care ar dori să fie singuri. Ce vreau să spun e că această sărbătoare aduce atât de multă bucurie, dar și multă tristețe, pentru că mulți se gândesc, dar ce e neregulă cu mine, de n-am familia cu mine, sau ce, de ce eu nu sunt singur, sau de ce eu am oamenii ăștia lângă mine care nu mă înțeleg sau nu mă acceptă. Dragilor, bucurați-vă de ceea ce aveți, pentru că sunteți în locul potrivit. Și că ești cu familia, și că ești singur, și că ești cu familia și te înțelegi, și că ești cu familia și nu te înțelegi, ești în locul potrivit. Acceptă unde ești. Vrei altceva? Puneți intenția că vrei să experimentezi și altceva. Că vrei să înțelegi de ce ești aici unde ești, că te bucuri de locul în care ești, pentru că sufletul tău l-a ales, dar poate pe viitor ai putea să experimentezi și altceva. Este un moment în care să fiți în acceptare și să aduceți liniștea în sufletul vostru. Perfect! Iar acum să trecem la zodii, rând pe rând, pentru că v-am promis că este un clip scurt, dar m-am întins așa un pic la vorbă. Știți că mie îmi place să vorbesc. Berbec. Berbecii în această săptămână, atenție pe la locul de muncă, pot fi foarte multe situații care să vă agite. Dacă veți călătorii, pregătiți-vă din timp bagaje, pregătiți-vă din timp tot ce aveți depus la punct, mașina, combustibil, banii, carduri, acte, tot. Iar în dragoste ar fi bine să nu puneți presiune, ci să fiți un pic mai îngăduitori. Vreți ca ceilalți să fie îngăduitori cu voi, fiți și voi îngăduitori. Poate veți face niște cadouri foarte frumoase, oricum financiar binișor, și pe la muncă, na, poate vă mai apasă câte ceva, dar treceți cu vederea. Taur, o săptămână cu multe oportunități, o săptămână cu multe șanse, o săptămână în care puteți să priviți așa un pic totul diferit, o săptămână în care puteți să reorganizați lucrurile.
În dragoste sunt foarte multe emoții, sunt foarte multe lucruri pe care le aveți de reorganizat. Fiți răbdători în dragoste, nu judecați, fiți vigilenți și adaptați-vă tuturor lucrurilor care vin către voi. Există posibilitatea să pur și simplu să schimbați un pic, să fie o tensiune și să schimbați anumite lucruri în viața amoroasă. Răsturnări de situație legate de drumuri, chestii neașteptate, schimbări bruște care ar putea să vă schimbe un pic traseul, dar ajungeți când trebuie și unde trebuie. Gemeni. Gemeni au o săptămână interesantă din multe puncte de vedere. Încercați să vă găsiți echilibru, primiți dragoste, oferiți, vă urmăriți dorințele și nevoile puternic, vă gândiți foarte mult la ce vă doriți și nu prea puteți să acceptați că nu s-au întâmplat lucrurile chiar cum vreți voi, tot căutați o variantă de a reuși. Aveți mai multă răbdare și încercați să nu cheltuiți inutil. Familia vă este aproape, sentimentul de securitate și stabilitate este foarte frumos, doar că poate să vă stea gândul la ceva ce v-ați dorit și nu s-a împlinit. Concentrați-vă pe ce aveți, după ce aveți. Puteți să vă faceți niște planuri pentru următoarea perioadă. Rac. Racii au tot felul de sarcini dificile sau imposibile de rezolvat în relații. Tendințele poate sunt un pic obsesive, compulsive. Poate că ar fi bine să nu intrați în tot felul de jocuri ale celor din jur sau ale voastre. Adică lăsați micile obsesii că trebuie să iasă așa, că trebuie să fie așa, că totul trebuie să fie perfect. Stabilitate, aveți nevoie de stabilitate, dar poate să atrageți instabilitate, mai ales în viața amoroasă. Încercați să vă organizați, să vă concentrați, aveți abilități și bune de organizare și de îmbunătățire a planurilor, dar nu știu ce faceți cu ele. Nu vă decideți pe repede înainte, verificați de mai multe ori, adaptați-vă și așteptați-vă să interacționați cu tot felul de persoane care să vă aducă informații de toate felurile. În dragoste, foarte interesant, atenție la secrete și atenție un pic, dați-vă timp pentru voi. Leu. Leii au o săptămână intensă pe la locul de muncă. Este important să fiți vigilenți, este important să vă adaptați, să fiți curioși, pentru că prin curiozitate vă veți atinge anumite obiective, dar nu este o săptămână ușoară și nu recomand să luați decizii în grabă sau să acționați în grabă. Este important să verificați de mai multe ori. Din punct de vedere iubire, vă simțiți foarte bine acasă, vă simțiți bine printre cei dragi, vă simțiți bine să faceți lucruri cu familia, să împliniți sarcini alături de cei dragi, alături de familie. În familie pot fi și discuții mai dificile, dar tot acolo vă simțiți cel mai bine, chiar dacă discutați despre lucruri care ar putea să vă doară o intuiție puternică și foarte mult chef de a distracție, adică ieșiți pe la distracție, pe la petreceri, pe la cluburi, pe unde mai doriți voi, dar sunteți destul de sociabil și asta vă ajută foarte mult. Stați și pe acasă cu familia, dar spre weekend ieșiți un pic, ieșiți sau le combinați împreună, ieșiți cu familia, foarte important. Fecioară. Fecioara este concentrată să-și îndeplinească obiectivele, este concentrată să-și schimbe un pic gândirea, poate vă asumați tot felul de riscuri, evitați conflictele cu frații, evitați să spuneți fraților sau să interacționați cu ei și să le atrageți atenția, frați, surori, rude, să le atrageți atenția ce să facă, cum să facă, dacă nu vi s-au cerut sfaturi, nu le dați așa gratis, pentru că facerea de bine nu prea e bine, adică să dați sfaturi fără să vi se ceară, se întorc împotriva voastră. Un moment excelent pentru îmbunătățire în relația de cuplu, pentru socializare, pentru a înțelege ce vrea partenerul sau partenera, pentru a evalua relația, pentru a vă îmbogăți relația intimă, pentru eliminarea anumitor obiceiuri sau obsesii mici, micuțe, adică perfecțiune, obiceiuri dăunătoare, obiceiuri care poate o să vă facă un fel de grinci în această săptămână. Deci eliberăm tentația de a face și a reface de 100 de ori ca să fie mai bine. Distrați-vă mai mult și nu vă mai gândiți la perfecțiune. Balanța.
Balanța are o săptămână foarte încărcată, agitată, cu mult de lucru, cu multe planuri și răsturnări de situație. Poate și plecați spre final de săptămână să faceți sărbătorile departe de casă. Plecați pe la rude, plecați pe la prieteni. O săptămână cu imprevizibil, o săptămână cu emoții, o săptămână în care aveți nevoie de libertate, o săptămână cu evenimente neașteptate, care provoacă un haos, dar din acel haos ies foarte multe lucruri frumoase. Asumați-vă riscuri și evitați cheltuielile inutile, evitați să vă jucați cu finanțele voastre și și decizii importante în viața de cuplu. Scorpion. Scorpionii trăiesc foarte multe emoții, mai ales în viața amoroasă, trăiesc foarte multe stări. Urmăriți-vă dorințele, urmăriți-vă ceea ce voi vă doriți cu adevărat. Aveți nevoie să vă simțiți un pic mai atractive, atractive, poate n-ar striga o schimbare de look, poate n-ar strica o investiție în frumusețe sau într-o garderobă de Crăciun, ceva nou să îi șocați pe ceilalți, dar poate și pe voi cu bugetul pe care îl dați pe asta, nu recomand cheltuielile inutile, dar da, îmbrăcați-vă frumos, îmbrăcați-vă de sărbătoare. Este o săptămână intensă și la locul de muncă, este o săptămână intensă și în capul și mintea voastră, pentru că Mercur este retrograd pe casa a treia și asta înseamnă că sunt foarte multe răsturnări de situație, descoperiri secrete, mintea voastră e pătrunzătoare, aveți conversații intense, aflați tot felul de lucruri. Deci e o săptămână cu foarte multe lucruri care se întâmplă pentru voi. Din toate punctele de vedere, creșteți, evoluați, deci aveți o săptămână cu de toate. Săgetători. Săgetătorii au rezultate bune, sunt hotărâți să crească, să evolueze, sunteți hotărâți să vă arătați calitățile de lider, sunteți hotărâți să instruiți pe cei din jurul vostru, sunteți hotărâți să vă îmbunătățiți relația de cuplu și pentru asta v-ați asumat anumite sarcini chiar serioase, poate chiar dificile, pentru a reuși în viața de cuplu să fie bine, să fie toată lumea împăcată, să fie toată lumea mulțumită. Cu bani și cheltuielile aici nu stați poate cel mai bine, pentru că puteți să faceți anumite greșeli sau puteți să cheltuiți mai mult decât este cazul sau puteți să faceți poate anumite investiții care pe termen lung să nu fie neapărat cele mai bune. Dar ar spune că lucrurile se vor așeza. O săptămână în care aveți și conștientizări, viața intimă se poate schimba și vă valorificați anumite talente. Capricorn. Capricornii au o săptămână în care vor să primească adorație, dragoste, încredere. Aveți nevoie să primiți mai multă iubire. Căutați-vă un echilibru în interior, bucurați-vă de familie, bucurați-vă de cei dragi. Sunt vești bune care vin pe zona de iubire, sunt vești bune care vin pe partea de familie. În schimb, chiar dacă voi sunteți recunoscători și veștile sunt bune, sunteți încurajați pentru îmbunătățire, auto-îmbunătățire, e ceva ce poate să lipsească, e ceva ce nu vi se așează, e ceva ce poate să nu vă convină, chiar dacă toate par bine. Lăsați tendințele astea de control deoparte. Din punct de vedere călătorii, puteți să faceți și ceva călătorii, să plecați la drum, asigurați-vă că totul este pregătit înainte de a pleca, să nu aveți riscul să fi uitat ceva pe acasă sau să nu fie totul cum v-ați imaginat. O săptămână încărcată, dar odată ce soarele intră în semnul vostru, veți avea așa super multă vitalitate și încredere. Încredere că puteți oricând să o luați de la capăt și să evoluați. Vărsător. Nativii vărsători au o săptămână destul de intensă. Este o energie puternică. A spune cumva că ceva vă susține, ceva vă ia așa prin învăluire, ceva vă poate împinge de la spate. Nu vă pierdeți răbdarea, nu vă pierdeți cumpătul la cumpărături. Atenție și cu plictiseala, mai ales dacă așteptați persoana dragă să probeze haine sau, mă rog, prin mall, fără plictiseală, fără stres, fără epuizare. Din punct de vedere financiar, poate că sunt lucruri pe care le-ați scăpat, dar ele revin către voi într-un mod neașteptat. Pe la zona de carieră sunt niște discuții care vă cam activează dorința de reorganizare, de a vă arăta anumite talente pe care le aveți.
Și a spune cumva că veți avea foarte multe conștientizări în această săptămână, veți avea foarte multe lucruri care ies la suprafață. Aveți nevoie să stați și voi cu voi, aveți nevoie să vă concentrați pe ce vă doriți voi cu adevărat. O săptămână destul de intensă, a spune, pentru vărsători, dar cu multe lucruri frumoase care ar putea să răsară, așa, în ultimul moment. Pești. Peștii se întâlnesc cu prietenii, au tot felul de întâlniri, tot felul de organizări, de petreceri, de surprize. Zona asta a prietenilor și a planurilor de viitor vă ocupă foarte mult timp. Intuiția voastră puternică vă ajută să luați decizii, ce să faceți, cum să faceți. Veți îndeplini sarcini destul de grele pe la locul de muncă. Veți avea multe de făcut până vineri, chiar unele chestii dificile, îi ajutați și pe ceilalți. Vă arătați calitățile de lider, vă arătați calitățile de a-i organiza, de a fi un mentor pentru ceilalți, de a-i instrui pe ceilalți. Practic, chiar faceți munca în locul celorlalți. O săptămână bună și pentru a învăța, o săptămână bună și pentru întâlniri. Nu este poate cel mai roz pe anumite sectoare, poate legat de așteptările voastre, poate legat de presiunea pe care v-ați pus-o, nu mai puneți presiune pe voi și încercați să fiți un pic mai răbdători. Dar aș recomanda cumva să vă bucurați de lucrurile care merg, pentru că faceți o treabă bună profesional, cu prietenii aveți foarte multe de învățat, în zona iubirii sunt niște mici greșeli, dar o să le treceți cu bine și veți învăța niște lucruri. Pot fi și ceva emoții, e drept să vă copleșească niște emoții de la nostalgie, de la faptul că vă amintiți de Crăciun, de copilărie, de părinți, dar priviți-le pe toate ca pe o șansă de creștere și evoluție. Și e foarte bine să avem emoții, pentru că suntem niște suflete, nu suntem niște roboți. Să vă fie de folos, să vă ajute și Dumnezeu să vă binecuvânteze.